Ivan Pațaichin, legenda vie a sportului românesc, a împlinit 70 de ani, iar membrii asociației care îi poartă numele, precum și sute de colegi și prieteni, l-au sărbătorit la un club din capitală. Mihai Covaliu i-a oferit în dar lui Pațaichin o pagaie cu tricolor, pe care s-au semnat toți marii campioni prezenți la eveniment. Trupa Voltaj a cântat pentru sărbătorit, inclusiv melodia Din toată inima, în al cărei videoclip Ivan vâslește în canotcă. Îmi cere inima s-o mai spun o dată, asta e țara mea, jur că-i minunată. Cei care simt la fel să înceapă nebunia, din toată inima pentru România. Îmi cere inima s-o mai spun o dată, asta e țara mea, jur că-i minunată. Cei care simt la fel să înceapă nebunia, din toată inima pentru România. Președintele Klaus Iohannis l-a decorat cu prilejul unei ceremonii desfășurate la Palatul Cotroceni. Ivan Pațaichin a urmat principiul fundamental al oricărui învingător de ieri sau de astăzi. Dacă ai un vis și crezi în puterea ta de a-l îndeplini, nimic nu-ți poate sta în cale, nici măcar ciotul de vâslă. Domnule Ivan Pațaichin, vă confer astăzi, cu prilejul împlinirii frumoasei vârste de 70 de ani, în numele României, cea mai înaltă distinție a statului român, Ordinul Național Steaua României, în grad de cavaler. În semn de recunoaștere și profundă prețuire pentru performanțele sportive de excepție și pentru contribuția semnificativă adusă sportului românesc în țară și peste hotare. Ați pornit în marea călătorie a vieții din satul Mila 23 din delta Dunării, dintr-o familie simplă de pescari lipoveni. Conform tradiției locului, ar fi trebuit să ajungeți pescar. Dar ați știut tot timpul că viața avea să vă rezerve o călătorie importantă, tot pe apă, către un loc fruntaș pe scena mondială a sportului. Așadar, ați ales să vă urmați visul, nu pentru că a fost ușor, ci tocmai pentru că se anunța teribil de greu. Vă sunt recunoscător pentru că vă dedicați cu atâta energie promovării ecoturismului, mișcării în aer liber și naturii. În încheiere, vă urez din toată inima la mulți ani și multă sănătate. Felicitări! Sunt emoționat, într-adevăr, mai emoționat ca acum, nu cred că am fost vreodată. Dar vă mulțumesc pentru acest ordin extraordinar. Pentru mine este un vis frumos pe care orice om din țara asta dorește să-l primească. Vă mulțumesc din suflet pentru acest lucru. Mă bucur că ați pomenit de sport, pentru că sportul m-a făcut o personalitate. Prin sport am ajuns unde am ajuns. Prin sport am promovat România și de fiecare dată am purtat tricolorul pe piept cu mare bucurie și cu satisfacție și cu mândrie. Cum ați prezentat și dumneavoastră, chiar foarte puțină lumea știe că n-am început aproape nimic cu dreptul. De fiecare dată trebuia să mi se întâmple ceva și trebuia să reiau lupta și să lupt din nou și să realizez ceea ce am propus. În semn de mulțumire, am avut o pagaie făcută special de meșterul nostru. Acum două zile special am pregătit-o pentru dumneavoastră. Este făcută cu ocazia celor 70 de ani și să vă doresc ca pe următorii 5 ani să vâsliți cât mai bine în conducerea României. Quadruplu laureat cu aur la Jocurile Olimpice de vară între 1968 și 1984 și multiplu campion mondial și european, Ivan Pațaichin a fost declarat sportivul secolului 20 de Federația Internațională de Caiac Canoe.